Sigur. Bun, spune-ne cum va fi spectacolul de duminică. Va fi un spectacol extraordinar, pentru că nu degeaba este o premieră. Un spectacol făcut de clujeni, că eu sunt din Alba, pentru clujeni. Pentru toți cei care stau în Cluj-Napoca și în zonele limitrofe. Ei cunosc genul ăsta de stand-up comedy. Dar pentru data aceasta am pregătit o super premieră. Aici, pe Cluj Arena, se vede în toată splendoarea ei, numai că o să fim în interior acoperiți de tribună. 500 de persoane, locuri sigure, distanțare socială, 3DD. Distanțare, dezinfectare, distracție. Am înțeles. Cei care vor vrea să vină cu copiii, vor putea? Vor putea, dar să fie la purtător. Copii, spectacolul, prin definiție, este interzis sub 18 ani. Acum nu știm, la meciuri de obicei se vorbește mai vulgar în tribună. Acum poate o fi invers, nu știm, ne lăsăm purtați de val. Ciao! Ne lăsăm purtați de val și ce iese, iese. Dar copiii nu o să poată veni de data asta, dar cei care organizează au și evenimente pentru copii. Așteptăm să le aflăm și noi. Vor fi bilete? Bilete, da. Se pot cumpăra online și să sfătuim publicul să facă acest lucru pentru, nu e așa, pentru protecție și protejare, dar va fi și un birou de unde se vor putea lua și la fața locului, dacă mai rămân. Ce fel de glume vor fi? Vor fi glume legate de această perioadă prin care am trecut, glume legate de viața de zi cu zi, glume legate de anul 2020, cu cea doamna Dăncilă. De exemplu, viața petrecută în izolare a dus la mari glume, dar și la mari tragedii. Nici nu mai știu unde să faci diferența între glumă și seriozitate. Sechelele se văd și acum. De exemplu, soacră mea, ea încă îmi cere declarație ca să mă duc să-mi iau ceva din frigider. Când intru în cameră să iau o zacuscă, mă termoscanează. Dacă am febră, nu mă lasă. Deci, pe undeva, gluma s-a confundat cu viața în această perioadă. Și o să mai fie că doar suntem patru artiști pe scenă. Costi, Sașa, Ungur, Bulan și cu mine. Ce înseamnă pentru tine această experiență? O premieră, cum am spus. O premieră, ceva grozav. Colegi, Ilie, Dobre, să vezi pe stadion 500 de persoane care aplaudă, care te felicită, care te încurajează. Energia, schimbul de energie. Totuși să fie în aer liber, pădita, mai stadionul, o premieră națională. Abia aștept, abia aștept. Am înțeles. În viitor, crezi că va fi necesar să mai fie astfel de spectacole? Da, să mai fie măcar în iunie, iulie, august, să facem bani și să plecăm în Cipru, în septembrie. Mai este nevoie și de spectacole până o să intrăm în spații închise, în barul unde eram noi obișnuiți să facem acest fel de spectacole. Dar inițiativa asta este lăudabilă și merită încurajată și în alte părți ale țării. Dacă sunt grădini de vară, bazine de înot, cu oricum nu ia pe ele. Oriunde putem să mergem să facem spectacole, pentru că poporul merită și trebuie distrat. Și aceasta este cea mai simplă și sigură formă de a ne aduce împreună. Pe noi, așa zis și artiști, și pe ei, public. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc frumos! A fost Robert de la Cluj-Napoca. 11 și 12 minute, Made in Cluj la Radio Transilvania. Discutăm, așa cum vă spuneam astăzi, despre evenimentele care se vor întâmpla. Iată, pe Cluj Arena, teatru în aer liber, vor avea loc evenimente de cinema, concerte și, foarte important, stand-up comedy. Stăm de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni din această industrie a stand-up comedy, Nicu Bendea. Nicu, mulțumesc tare mult că ești alături de noi la Radio Transilvania, la Made in Cluj. Ce o să se întâmple mai precis pe 14 iunie, atunci când tu ai un eveniment important, iată, în acest inedit teatru în aer liber Cluj Arena? Mulțumesc tare mult și eu de intervenție, de grijă. Tot timpul tu, Ciprian, ești atent la ce se întâmplă în urga noastră și nu numai că de-aia zice Made in Transilvania. O să se întâmple așa cum ai zis tu, dar în premieră națională, un spectacol de stand-up comedy în aer liber și nu oriunde, pe Cluj Arena. Sunt 500 de locuri delimitate, vă gândiți într-un perimetru de 3700 de locuri unde stăteau suporterii la meciuri până acum. Acolo o să fie numai 500 de locuri, respectând distanțarea socială de 2 metri între cei din public. Da, presupun că deja se adună lumea, o să fie bătaie mare pe cele 500 de locuri. Deci, fără noi artiști, mai sunt 503 bilete.
Nu, lumea sună, întreabă, se interesează, își dorește foarte mult să iasă, să vadă, să... Totuși, chiar dacă nu suntem unii lângă alții, umăr lângă umăr, faptul de a fi împreună și mai rar, mai distanțați, e o chestie pe care am așteptat-o de 3 luni. Atât noi cei de pe scenă, cât și publicul nostru. Da, nu știu cum s-a întâmplat până acum lucrurile. Au fost, eu ți-am urmărit constant postările și feedback-ul sau, nu știu, relația, cum e cea din online, respectiv cea pe care tu o întâlnești în sălile de spectacol, în, nu știu, în pub-uri, în alte exact spații. Exact aceeași, dar mai amplificată. Faptul că ne putem privi în ochi, putem să ne strângem mâna, să ne salutăm, e altceva. În offline e un pic mai artificial, dar în online. Dar n-am avut ce să facem în perioada asta. Și aici s-au strâns mai mult legăturile. Cei care mă urmăresc au intrat zilnic. Am declanșat niște povești pe care le-am prelungit pe mai multe zile. Deci, ca într-o comunitate. Fără îndoială. Și uite, aș fi curios, evenimentul vostru începe pe 14, adică este programat pe 14 iunie. Duminică în 14, duminică, da. 14, nu știu, de la ce oră, la... De la 8:30 seara. Intrarea se face pe la intrare, că doar nu se intrați pe acoperiș. Acolo o să fie dezinfectant. O să fie persoane care o să vă dirigeze exact la locul vostru, să nu orbecăiți prin tribună. Distanța, cum am spus-o, de 2 metri și de la 8:30 îi dăm drumul. O să fie, cum se spune, nu știu, surpriză, adică o să vii în scenă cu lucruri noi, dat fiind faptul că distanțarea asta, izolarea asta a fost așa de puternică? Absolut, absolut. A fost o perioadă bună pentru tot internetul. S-au scos glume noi. Lumea a râs la orice, începând de la o constatare, cugetare, până la o poză, un gif sau un video. Vezi, nevoia asta, cred că una dintre nevoile de bază ale omului e cea de a râde, dar nu a râde de unul singur, de a fi împreună cu cineva. Și uite, acum am găsit momentul ca să fim afară. Foarte important. Și de aici încolo, nu știu, urmează și alte evenimente, adică în aceeași notă cu, evident, cu toate regulile astea de distanțare. Cu toate precauțiile, exact, exact. Practic se transformă Cluj Arena într-o grădină de vară. Lângă Cluj Arena e Someșul, deci pe paleză, cum erau pe vremuri spectacolele la Eforie, la Mamaia, la Costinești, la Teatru de Vară, Sociu și Palade, ia porumbelul, noi facem asta, dar la un mod mai elevat aici. Evenimentele încep de vineri, prin proiecția filmului Bohemian Rhapsody. Deja lumea l-a văzut, dar vreau să vină să-l vadă cu colegii. Sâmbătă o să fie concert Grimus, clujenii noștri de la Grimus, o să cânte și piesele lor scrise de ei, compuse de ei pentru public. Duminică, așa cum ziceam, stand-up alături de Sasha, Costi și Unguru Bulan, o să fim într-o formulă de 4. Iar la finalul acestui eveniment vom anunța, sau organizatorii vor anunța ce urmează. Cert este că o să fie programe și pentru copii, piese de teatru, o să mai vină trupe, o să mai vină comedianți. Deci, se continuă. Acum începem să fie într-un ceas bun cu premiera asta națională. Doamne ajută să fie așa. Așadar, Nicu, te vedem duminică, 14 iunie, la 8:30, în acest inedit teatru de vară, Cluj Arena. Nicu Bendea, mulțumesc tare mult și succes în continuare ție și colegilor. Mulțumesc tare mult, audiție plăcută în continuare și vreau să salut publicul de la Radio Transilvania Radio, în care am făcut și eu, mi-am făcut debutul în 2006. Ei, iată... Și o emisiune de matinal și vedeți acum să încheie cercul după 14 ani. Un arc peste timp. Păi nu, te așteptăm după ce trece chestia asta cu distanțarea fizică, te așteptăm aici în studio. În frumosul vostru studio, o exact. Să vin cu drag. Mulțumesc tare mult, audiție plăcută în continuare, o zi superbă, ne vedem duminică la 20:30 pe Cluj Arena.
Mulțumim, ne vedem acolo, mulțumim, a fost Nicu Bendea. Iată așadar evenimente importante care vor avea loc pe Cluj Arena duminică, de vineri începând, dar show-ul de stand-up comedy este duminică de la 20-30. Bună seara și bun găsit la o nouă ediție actuală regională. Astăzi vă propunem o seară mai artistică, mai către stand-up comedy, mai către teatru, mai către filme documentare. Veți vedea cu cine aveți de-a face în cele 55 de minute. Vă spun de pe acum, invitați via Skype unul și unul. Chiar una și una vom avea la un moment dat, îmi permit toate acestea, pentru că vorbim despre artă. Despre artă în diferite ipostaze, așa cum am spus la început, stand-up comedy. Un stand-up comedy de calitate, în primul rând, dar într-o ambianță și într-un context mai mult decât inedit. Vă spun sincer, mai multe, cu mult mai multe, nu știu nici eu, de asta și invităm prin Skype pe cei care ne pot da detalii foarte multe. Chiar unul dintre cei doi invitați este unul din actorii principali ai evenimentului care se pregătește pe Cluj Arena. Alături de noi via Skype, domnul Vaca Riștoan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. Bună seara, domnule vicepreședinte! Bună seara, bună seara. Vă place stand-up comedy? Oi, oi. Vă place? Cum nu? Și prietenul și colegul nostru de televiziune, pentru că nu mi-aș permite să îi spun lui Nicu Bendea, colegul meu de matematică, profesor de matematică, cum se salută matematicienii în pandemie, domnule profesor? Se salută via online, așa cum te salut pe tine și îl salut și pe domnul Vacar. Bună seara tuturor! Bună seara tuturor! Așa de simplu? Așa de simplu. Eu eram bâtă la matematică. Nu mai complicăm salutul. Bun! Domnule Vacar, încep cu dumneavoastră noutăți, ca să trecem așa un pic în revistă. Noutăți la nivel de Cluj, știu că nu dumneavoastră sunteți purtătorul de cuvânt al acestor acțiuni, dar am înțeles că stăm bine la tot ce înseamnă. Eu astăzi am trecut pe lângă noua sala sporturilor din Cluj și am văzut acolo că se lucrează intens, au fost autospecialele pompierilor, s-a debarasat tot. Ce puteți să ne spuneți ceea ce ține, de partea dumneavoastră? Păi bun, sala polivalentă ține de primărie. Am văzut și eu astăzi mașinile de la ISU, demontau acel spital de campanie. De campanie care se făcea, care s-a făcut. Doamne, ajută, bine că n-a fost nevoie de el. Ce ține de noi este un pic mai peste drum. Da. Ține arena și spre bucuria, cred că, a tuturor clujenilor. Arena devine și un loc cultural, nu numai un loc sportiv. Și pentru asta și modul în care s-a gestionat, trebuie să mulțumesc și firmei pe care știu că n-am voie să o numesc, dar... Dar telespectatorii noștri sunt foarte deștepți și o să găsească pe internet numele firmei. Da, dar nu contează, nu asta contează, contează foarte mult. În afară de subiectul nostru și exact programul pe care îl fac dumnealor, contează foarte mult și modul în care au pus problema în această, o situație mai specială. Eu ieri am avut o discuție cu Filarmonica și la prim telefon au reacționat pozitiv, au zis, da, vai, cum să nu? Ce înseamnă? Și fără costuri, ei au totuși niște costuri acolo. Nu, ce înseamnă? Că vor face ce vor face? Poftim? Ce vor face Filarmonica? Filarmonica va avea și ea, cândva în programul acesta, va avea și ea unul sau două concerte. Tot pe Cluj Arena? Tot pe Cluj Arena, da. Deci se face o mini-stagiune cu diferite evenimente culturale. Da, din moment ce Bravo. În situația asta se poate face,
concert sau orice eveniment public se poate face cu maxim 500 de persoane în aer liber, ei, bun, toată lumea încercă să profite unul din aceste momente. Pentru asta este arena. Unul dintre aceste momente importante, zic eu, din mini-stagiunea, micro-stagiunea, aceasta este acest, cum să-i zic, stand-up pandemic. Nicu Mendea, ia să auzim, ce ați născocit? Pentru că voi nu vă pot... pentru născocire, superb, superb, chiar eu, superb. Măi, voi niciodată, dar nicio... Cui? Mie mi-ai făcut. Nu, Nicu. La toată lumea din platou. A, am înțeles. Deci, voi niciodată nu vă stâmpărați, voi cu stand-up pandemicul. Da, păi, nu avem de ales, nu avem ce face. Lumea trebuie distrată și la bine și la rău. Noi, ca artiști de gen, trebuie să ținem steagul sus și să apărăm pe oriunde putem. Acum am aflat și asta, că s-a demontat spitalul ăla. Numai să nu ne demonteze partea de pe clinicilor, că ne-am dus naibii cu toții, că poate le vin idei, s-a făcut lumea bine. Acum nu ne mai atinge nicio boală dacă nu ne-a atins COVID-ul. Așadar, mergem înainte și profitând de faptul că avem Cluj Arena, Dita Mai Arena, pe balul Sobeșului, cum zicea Ilie Dobre, organizăm alături de Iancu Șerbănescu și echipa lui 3 seri de evenimente. Abia duminică o să fie stand-up comedy. Acum, și restul evenimentelor sunt organizate de voi? Da. Hai, da. Le luăm pe rând, Nicule. Da. Sunt aici, Karen, nu pleca. Da, Nicule, hai să luăm pe rând. Primul, al doilea, al treilea. Ești matematician. Vineri, sau cum ar zice domnul Vacar, Pentec, avem așa, de la 7 seara, Bohemian Rhapsody. Opa. Adică avem artiști 1 și 1. Filmul celebru realizat în memoria practică lui Freddie Mercury, cum i-ar zice, Vanghelie. Acolo deja e aproape soldat. Vă dați seama cât și-a dorit lumea, că toți l-au luat de pe torent, toți l-au văzut. În căminul 16 din HD-ul, filmul s-a văzut înainte de a fi distribuit pe rețelele astea. Sau poate înainte de a fi făcut filmul. Da, și doresc să-l vadă. Vă dați seama, doresc să-l vadă frumos. Deci și... momentul acesta este în data de? Vineri, în data de 12. În data de 13, sâmbătă, concert Grimus, cu legendara deja trupă Grimus de la Cluj. Clujeni de-a noștri. Cum zicea Iuliu Merca, fie iertat, nu putem concepe scena culturală clujană fără să avem și momente rock. Deci o să fie și Grimus pe scenă. Din păcate, îndrăgostiții nu se pot ține de mână în tribune pentru că sunt cam 2 metri distanțare socială în față, 2 în spate, 2 așa mai departe. Da, membrii de stai. Membrii unei familii se pot ține de mână? Se pot, dacă ești Ghiță Mureșan. Să nu ne băgăm în regulile astea, Karen, că greu. Stai, Nicule, domnule Vice, ce ați spus? Să nu ne băgăm în regulile astea, că e cam greu. Regula de bază este distanțele sociale. Acum, dacă începem să le comentăm că familia are voie, că iubiții au voie, okay, ori vedea ei acolo, numărul maxim de locuri este limitat, rândurile sunt exact delimitate, un rând cu scaune cu distanță, 2 rânduri libere. Iar un rând, iar 2 rânduri libere. Hai asta să... E. Da, am înțeles. Mergem ține de regulă ca să... Da, am înțeles. Foarte bine că ați precizat treaba aceasta, domnule vicepreședinte. Nicule, la ce să se aștepte clujenii care vor participa? Păi să nu se mai aștepte, că și așa se pornesc greu ardelenii. Să vină. Duminică, main eventul, de la 8:30 seara, stand-up comedy. Alături de mine pe scenă o să urce Unguru Bulan. E o coincidență. Numai unguri aici, numai unguri aici. Așa ceva. Și ungur și Bulan. Și Bulan. Cine are Bulan? Sasha, care e clujan din Basarabia. Și Costi, ăsta săracu-i din Gheorgheni. Ăsta este un clujan de-al nostru. Eu deja știu lumea că-s din Sohodol, șofer de Alba și gravidele. Spune-mi, te rog, v-ați gândit, nu mă auzi, Nicule? Te aud, dar făceam V-ați gândit la un program mai special vis-a-vis de această situație mai specială? Sau la... Absolut. În aceste 3 luni s-au adunat și multe glume. Că rog să face caz de necaz și secuiu din orice. Așa că o să avem glume noi, glume pe această temă. Practic, noi suntem ca sociologii, niște seismografe, practic, mai micuți, așa, care observăm ce se petrece în societate. Ori în ultimele 3 luni s-au întâmplat atâtea.
de la social până la politic, până la mondial, deci subiecte sunt destule. Desigur, ține de fiecare artist cum le va interpreta, cum le va pune pe scenă. De exemplu, acum că vorbim prin via Skype, vorba ta, da, via Domnului. Nevastă, la un moment dat, o zi zice, bă, du-te și bea pe Zoom cu prietenii, că bei numai pe Facebook de unul singur și riști să devii alcoolic. Deci sunt modalități de a reproduce și de a reda viața socială pe timp de pandemie. Domnule Vacar, revin la dumneavoastră. Cât de benefice sunt astfel de microstagiuni într-o perioadă atât de specială? Sunt extrem de importante. Sunt extrem de importante pentru moralul oamenilor, pentru moralul și al nostru, al tuturor, că serios, dacă mă uit pe, n-aș numi o anumită televiziune de știri, începe să mă doară gâtul, la început aveam simptom asta, deci efectiv oamenii, toată România a fost asaltată de această frică, de această, bineînțeles, știrea este foarte importantă, dacă merge, tot la 60 de secunde, merge aceeași chestie, morți, chestii, la începutul ne arătau convoaie de mașini, cum merg și cică duc morți, e bine, trebuie să ne păstrăm simțul umorului și pentru asta sunt acești maestri care știu să o facă. Dumneavoastră veți participa? Domnule vicepreședinte, veți participa la aceste evenimente? Probabil, da. Dacă omul de rând, fără să ne dai niște date foarte precise vis-a-vis de firmele care se ocupă, dar omul de rând, dacă vrea să participe, dă pe internet Stand-up Comedy Cluj 14 iunie. Iunie. Găsește toate informațiile? E suficient să dea Cluj Arena spectacole în aer liber. Și dacă dă cineva, încerc eu imediat, dă cineva doar atât, Nicu Bendea. O să apară, asta a stat eroare. Reîncercă. Bun, mulțumim foarte mult, mersi tare mult, să sperăm că vom fi foarte mulți la acest eveniment. Domnule Vacar... Presupun că se trate și online pentru cei care sunt excep cei 500. Stați că acum mi se comunică, mai am 3 minute de povești. Vedeți, parcă știam. Vroiam să-i tai macarona lui Nicu Bendea, dar n-am reușit. Vroiam să discut doar cu vicepreședintele. Hai, Nicu Bendea, uite că băieții, fetele din regie te iubesc foarte mult și au zis să mai povestim. Cine nu-l iubește? Stai puțin. domnul Vacar, nu-l luați consilier de imagine pe Bendea? Ioi, i-ar fi după mine, ce bine ar fi. Asta cu ioi, ce a însemnat? Nu de însepem că... Că bine ar fi. Stai încă o dată. Și oșorna pe templom, și ăla e important. Aia cu templom, foarte important. Bun, Nicule, după acest moment critic, hai să-i spun așa, adică spectacolul acesta din 14, pregătiri pentru altceva? De unde veți mai face vreun spectacol din acesta cu stand-up comedy? Organizatorii sunt foarte hotărâți. În limita celor 500 de locuri permise în tribună, se vor aduce artiști care se pretează pentru acest gen de spectacole în aer liber. Se gândesc și la niște DJ, la formații de muzică, rock, pop, cu precădere dacă s-ar putea, clujene sau din zonă, dar și artiști din București. Asta în funcție de buget, pentru că nu e așa, pandemia a luat și de la artiști, dar și de la finanțatori. Și atunci... Este doar un început weekendul acesta. Trebuie să spun că va continua. Păi da, asta vreau să vă întreb. Deci este doar un start, e un start al unei microstagiuni și vedeți dumneavoastră cum o să meargă și vă gândiți și pentru un viitor, da? Domnul Vacar. Eu v-am spus, cu asta am început, mulțumind firmei că cu atâta bine, voință de bine a pus la dispoziție pentru next time. Deci nu acum, acum este stagiunea lor, este weekendul lor, dar după aceea, uite, poate să meargă Filarmonica, poate să meargă Teatru Puc, Teatru de Prăpuși, ei pun acea scenă pe care o montează pur la dispoziție. Și iată, și sunt oameni... bene, cu titlu gratuit. La dispoziție, cu toate că ei plătesc. Am înțeles. O sumă pentru această... Eu la asta mă tot așteptam să vină acești oameni superbi care gândesc și în...
și în, da, jos pălăria și în această situație. Suntem la ultimele secunde ale intervenției via Skype, cum îți place. O glumă ceva, o glumă, please. Da, să ne dea ceva în premieră. Dar fără bulină roșie, te rog, Nicule, să ne faci poftă să mergem cât mai mulți, adică până în 500. Până în 500, păi... Ce să vă mai zic, că la un moment dat s-a descoperit un tratament pentru pandemia asta, pentru virusul ăsta nenorocit, ci că e bun să bei vin roșu. Vă dați seama, de dimineață până seara, ce face bărbatul român? Se tratează. Acum nu mai e asta dacă te vede, bă, te-ai îmbătat. Zice, nu dragă, uite, îți iei tratamentul să-ți ajute Dumnezeu să scapi cu bine de pandemie. Multe sau... Mă zice profesorul Andrei Marga, pandemia asta a devenit o paradigmă. Mulțumim foarte mult, domnule Vacar István, Nicu Bendea, mersi și mulțumim pentru aceste idei năstrușnice cu care veniți de fiecare dată și uite, salvați viața culturală a Clujului prin diferite spectacole, acțiuni culturale. Mulțumim încă o dată, nu uitați, oameni buni, în data de 14, care va fi precedată dată cu alte două evenimente. Așa cum ați auzit de la invitații mei, în data de 14 va fi acest stand-up comedy inedit, mai mult decât inedit, pe Cluj Arena. A fost alături de noi domnul Vacar István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, și Nicu Bendea, profesor de matematică și comediant. Nu te auzim, Nicule, o să te auzim pe Cluj Arena. Mergem.